Salutare! Acesta este Smart Cute Bot, roboțelul simpatic. Este foarte, foarte ușor de asamblat. Va trebui doar să introduceți senzorul ultrasonic de distanță aici în fanta din față, să-i introduceți microbitul programat în fanta albastră cu LED-urile și cu butoanele spre față și să-i puneți 3 baterii tip AAA, atenție la polaritate. De acum sunteți gata de joacă. Comutatorul găsiți în spate. Hai să vă arăt ce am reușit eu să fac cu el la primul program. Mai întâi și mai întâi am programat cele două LED-uri să se aprindă, mai întâi albastre, după care ăsta să fie roz, ăsta să fie verde și să lumineze intermitent de două ori. Mai mult, el are două LED-uri colorate curcubeu aici pe care le puteți seta în ce culori vreți voi, ca să lumineze podeaua atunci când se deplasează. Hai să vă arăt. Îi dau drumul. El îmi zâmbește mai întâi. LED-urile sunt albastre, pe care ăsta s-a făcut roz și ăsta verde. Și acum se vor stinge intermitent și se vor aprinde de 3 ori. Când apăs butonul A, LED-urile s-au făcut mai întâi roșii, verzi și apoi mov. Iar acum am un cute bot simpatic care luminează podeaua când se deplasează. Fiți foarte atenți, este foarte rapid, are niște motoare foarte puternice și pentru că el este foarte ușor. I-am mai făcut un programel când apăs butonul B să se defraseze în forma cifrei 8. O să vedeți că este foarte, foarte drăguț. Să-ți pregătiți și eu o să pregătesc camera. Pun aici mai în mijloc și apăs butonul B. A plecat! Iuhu! Se va învârti de 3 ori. Mamă, ce frumos! Succes! L-a codat și l-a programat. Acum am ajuns la partea de programare. Avem de programat două tipuri de LED-uri și motoarele, așa că hai să-i dăm drumul. Dacă n-ați mai programat până acum microbitul, trebuie să deschideți o pagină de web în orice browser doriți. Scrieți makecode.microbit.org. Ajungeți pe pagina asta și aici deschideți un proiect nou. Eu o să-i spun cute bot, pur și simplu, cute bot. Dăm mai departe. Și mi-a deschis pagina de programare. Aici, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să adăugați instrucțiunile necesare CuteBot. Mergeți la secțiunea Advanced, o vedeți aici, în partea de jos Extensii și scrieți aici sus CuteBot. Enter. Ia uitați-l, acesta este. Dați click pe el și o să vedeți că în MakeCode va fi adăugat o secțiune nouă, de fapt două secțiuni noi. Prima secțiune se numește NeoPixel și cu ea o să programăm niște LED-uri colorate care se găsesc, pe care le-ați văzut, de fapt se găsesc pe partea inferioară, pe partea de dedesubt a mașinuței. Și această secțiune care se numește CuteBot și unde veți găsi instrucțiuni despre motoare, controlul motoarelor, de aprinderea farurilor colorate, de control al senzorilor de podea și de control al senzorului ultrasonic de distanță. Da? Bun. Acum, hai să începem. Suntem aici, avem la start și buclă forever. Forever sau la infinit. Primul lucru, fiind roboțelul simpatic, eu vreau să-mi arate un zâmbăreț. O să-i pun aici ca să știu că mi-a pornit zâmbărețul. După aceea, am zis că trebuie să programăm două tipuri de LED-uri. Da? Primele LED-uri pe care vreau să le programez sunt LED-urile far. Le-ați văzut, erau aici în CuteBot. Mergem la instrucțiunea... Unde era? Aici. Ok. Sunt trei instrucțiuni. Set LED Headlights. Stânga sau dreapta o să vedeți și culoarea. Set LED Headlights. RGB, adică red, green, blue, ce combinație de roșu, verde și albastru doriți să faceți și ultima instrucțiune este oprește farurile. Eu o să le aprind, ați văzut și în film, o să le aprind mai întâi în culoarea albastru, asta, albastru al cerului. După aia, după două secunde, vreau să le aprind și să le sting de trei ori, dar vreau să-mi stea aprinse timp de două secunde. Unde găsesc întârzierea? Mă duc la Basic și caut aici jos pauză. Pauză cât? 2 secunde.
2 secunde înseamnă 2000 de milisecunde. El o să pună întotdeauna în milisecunde. După care vreau să repete de 3 ori. Bucla de repetare o găsiți la loops. Loops înseamnă chiar bucle în engleză. Mergeți la loops și selectați prima instrucțiune. Repetă. O punem aici dedesubt și scriem că vrem să repete de 3 ori. Păi aici am schimbat culorile și am zis partea din LED-ul dintr-o parte să fie roz roșuiatic și partea din celălalt LED să fie mai mult verzui. Hai să vedem cum facem asta. Mergem tot la Qtbot și folosim a doua instrucțiune de LED, asta, și spunem ca LED-ul din dreapta, right, să fie mai mult roșu. Asta înseamnă că partea de roșu o să fie la maxim, 255, partea de verde micuță și partea de albastru micuță. Asta înseamnă că s-ar putea să-mi iasă un roze. Bun, îmi trebuie și pentru stânga. Deci o să mă duc, dau click dreapta și duplic. Pun instrucțiunea de dedesubt, dar schimb aici și pun farul din stânga. Am zis că îl fac verde. Asta înseamnă că roșu o să fie destul de puțin, putem să-l punem chiar pe 0. Verde maxim și albastru puțin sau pe 0. Putem să lăsăm chiar la 41, nu contează. În felul ăsta le-am aprins fiecare în câte o culoare. Cât timp vreau să stai aprins? Păi tot 2 secunde, da? Mergem aici și selectăm tot 2 secunde. După 2 secunde vreau să le sting pentru că apoi vreau să le aprind din nou. Mă duc la Qtbot și găsesc aici instrucțiunea Turn off all LED headlights, adică oprește-le, închide-le. După o secundă vreau să le aprind din nou. Mă duc și duplic asta, e cel mai rapid mod, dau click pe ea, duplic, click dreapta și o pun dedesubt. O secundă. Asta e partea de introducere, în felul ăsta aprindem farurile de 3 ori. Bun, ce mai rămăsese? Rămăsese că vă arătam în filmuleț că am aprins LED-urile de dedesubt, LED-urile de ambient, mă rog, o să vedeți mai ales dacă stingeți lumina și dați drumul la Qtbot prin cameră, o să se vadă extraordinar cu LED-urile acelea care luminează podeaua. Cum le aprindem? Păi de la NeoPixel. Mergem la NeoPixel și mai întâi trebuie să inițializăm banda de LED-uri. Folosim prima instrucțiune și o punem chiar aici după zâmbăreț. Set strip, adică bandă, așa, orice bandă de LED-uri pe care o veți folosi de la noi, o să vedeți că folosesc practic același tip de instrucțiuni. Set strip, tu, NeoPixel, pinul, aceste LED-uri sunt conectate la pinul 15 și nu le puteți schimba, deci trebuie să puneți pinul 15. Câte LED-uri sunt? Sunt doar două, deci o să spunem că sunt doar două LED-uri, în formatul RGB, adică roșu, verde, albastru. Apoi vreau să le aprind. Păi cum să le aprind? Hai să vedem. Vreau să le aprind când apăs butonul A. Asta făceam. Butonul A. Mergem și adăugăm instrucțiunea când butonul A este apăsat. Și mă duc la NeoPixel. Aici avem cea mai simplă instrucțiune. Arată-mi banda de LED-uri în culoarea roșu. Pe urmă, stăteam o secundă, o să o fur pe asta de aici, după care schimb culoarea, mă duc și duplic instrucțiunea de mai sus și îi pun culoarea verde. Green. Apoi duplic iarăși după încă o secundă și după altă secundă îi pun culoarea mauve și o să rămână culoarea mauve. Purple, sincer nu știu care e diferența între purple și violet, dar na. Acum am programat și LED-urile, mai rămâne să programez și motoarele, o să pun instrucțiunile aici pentru că îmi trebuie un loc mai mult pentru celelalte. Nu-mi trebuie bucla forever, o să o dau la coș și o să adaug altă instrucțiune de apasă buton. Apasă butonul B pentru că pe A l-am folosit. Ce se întâmplă când apăsăm butonul B? Păi făcea un 8, nu-i așa mașina? Mașina se învârtea în 8 de 3 ori. Cum facem? Păi exact ca la LED-urile de aici, da? Luăm o buclă repeat de la loops și spunem de 3 ori să facă ceva.
Păi ce trebuie să facă? Ca să facă un 8, ia închipuiți-vă, trebuie să meargă drept, după care să facă o curbă la dreapta, după ce a făcut o curbă la dreapta, adică partea de sus a 8-ului, trebuie iarăși să meargă drept, când a ajuns în partea de jos, să facă o curbă la stânga, mare buclă, și după aia iarăși să meargă drept, și după aia să repete. Hai să începem cu mersul înainte, mergem la cutebot și alegem, mai întâi mergi înainte la viteză maximă, cât să meargă, pentru că să meargă la viteză maximă trebuie să meargă destul de puțin. Așa că o să luăm o instrucțiune de 200 de milisecunde. 200 de milisecunde înseamnă o cincime de secundă, pentru că o secundă are 1000 de milisecunde. După ce a mers înainte, vreau să ia curba, dar vreau să ia curba așa frumos, într-o buclă. Și o să folosesc instrucțiunea asta. O să o pun aici să vadă mai bine. Și zice, setează roata din stânga la viteza 100 și roata din dreapta la viteza minus 100. Păi ce-o fi minus 100? Păi înseamnă că se învârte înapoi cu viteză maximă, asta înseamnă minus 100. Mie nu o să-mi trebuiască minus 100, ci mai puțin. Așa că voi pune roata din stânga să meargă la 100 și roata din dreapta să meargă doar la 40%. În felul ăsta, dacă roata din stânga merge mai repede și roata din dreapta mai încet, roboțelul nostru o va lua la... Ați zis? Ce ați zis? O va lua la dreapta, pentru că roata din stânga împinge mai tare și roata din dreapta mai puțin și o va lua la dreapta. Ok, dacă nu vă credeți, experimentați. Pun la loc. Hai să vedem dacă reușesc să pun ăsta aici jos, că nu-mi trebuie, astfel încât să vadă totul foarte bine. Așa. Hai să fac și mai mic. Cred că o să se vadă chiar dacă îl fac mai mic. Așa. După ce, cât timp să meargă la dreapta? Păi o să meargă la dreapta timp de 800 de milisecunde. Este după experimentul meu. Puteți să experimentați și cu alte valori, dar ca să vă ia să încercați cu 800. O să copiez și o să pun direct 800. După 800 va trebui să meargă în față, deci a făcut bucla de sus al 8 și vreau să meargă în față, să copiez direct de aici. O să meargă destul de mult acum pentru că trebuie să ajungă până jos, să facă bucla de jos și atunci o să meargă 400 de milisecunde. 400 de milisecunde. După 400 de milisecunde o va lua la stânga. Duplicăm, punem instrucțiunea și acum inversăm roata din stânga 40 și roata din dreapta 100. Din nou pentru 800 de milisecunde, ca să facă partea de jos al 8-ului. Și din nou va trebui să meargă înainte ca să ajungă la mijlocul lui 8 pentru 200 de milisecunde. E, de ce am pus 200 și aici 400? Păi, aici merge 200, se întoarce înapoi în bucla de repetă și merge tot înainte pentru încă 200. 200 și cu 200 fac fix 400, adică cât merge aici? Exact în mijlocul lui 8. Și în felul ăsta am făcut o buclă completă în care roboțelul se mișcă într-un 8 frumos. Sper să vă iasă și vouă, sper că ați înțeles. Ceea ce trebuie să faceți acum este să mergeți pe simbolul acestei dischete de aici, să conectați la laptop sau la calculator, apăsați Save și veți salva un fișier .hex. Eu vă recomand să-l salvați direct în memoria microbitului. Sau dacă l-ați salvat în altă parte, să-l copiați de acolo și să-l mutați în memoria microbitului. În momentul în care se scrie în microbit, veți vedea ledulețul galben de lângă mufă că se aprinde intermitent. Abia după ce s-a terminat de transferat tot programul, ledul galben nu mai pâlpâie și puteți deconecta. Vă puteți bucura de programul vostru. Succes și distracție la codat!